Bună, dragul meu berbec! Bine ai venit la previziunile tale pentru luna martie. Acestea se aplică tuturor celor care au aspecte legate de berbec, soarele, luna și ascendentul în berbec. Martie este de departe cea mai interesantă și profundă lună din anul 2023. În luna martie vom avea parte de mutarea lui Saturn din Vărsător în Pești, dar și de mutarea lui Pluto din Capricorn în Vărsător. Aceste două planete sunt planete grele. Pluto este o planetă de generație care parcurge întreg cercul zodiacal în 250 de ani. Deci ne întâlnim cu Pluto în Vărsător, odată la 250 de ani, cam așa. Iar Saturn are un tranzit prin fiecare semn, odată la 2 ani și jumătate, 3 ani, în funcție de cum retrogradează. Pentru voi specific și pentru mine, Saturn se mută din casa 11, din Vărsător, în Pești. În casa 12. Casa 12 este casa începutului și a sfârșitului. Este subconștientul nostru. Este pântecul mamei, de unde transgenerațional noi am preluat practic energetic și celular mare parte din ceea ce suntem astăzi. Aici, în casa 12, în acest moment, îl găsim pe Neptun, care este și guvernatorul peștilor, sau mai degrabă corect spus, co-guvernator de pești alături de Jupiter. Neptun este planeta visării, a idealismului, a infinitului, a credinței înalte, a divinității din noi, a câmpului colectiv din care facem parte, dar în egală măsură este și planeta care dematerializează, produce confuzie. Aici, la nivel de subconștient, Neptun a ascuns traumele sau nu le lasă să iasă la suprafață. Deși este o planetă care reprezintă ceva foarte spiritual pentru fiecare dintre noi, este ca și când am avea alegerea să fim lucizi. Cu ajutorul lui Saturn, care vine și aduce structură, care face curățenie, este ca și când am fi chemat o echipă de intervenție în mintea noastră acum, pentru a putea scoate la suprafață traumele, lucrurile de care noi nu suntem conștienți și care ne împiedică în buna desfășurare a vieții noastre. Cu guvernatorul peștilor, Jupiter, se află în acest moment în casa întâi a berbecului, care ne ajută să ne redefinim, să înțelegem cine suntem. Jupiter va face o conjuncție frumoasă cu Venus, care vorbește despre valoarea noastră, despre partea noastră financiară, despre frumusețea din noi, despre stabilitatea noastră. Ne ajută să ne extindem. Casa 12 este o casă karmică, drept urmare, Saturn vine și scoate la suprafață tot ceea ce neamul nostru ne-a transmis transgenerațional. Ne reconectăm cu strămoșii de la care putem învăța, prin noi, prin noi înșine, prin energia noastră. Avem realizări, putem în acest moment să identificăm cauzele care ne-au purtat pe drumul actual, în momentul prezent al vieții noastre, și putem schimba direcția folosindu-ne de propriul nostru discernământ și de liberul arbitru. Toate acestea se vor petrece începând cu data de 7 martie. Saturn va intra în pești pe data de 7 martie. Pe data de 23 martie, Pluto va intra în Vărsător, în casa 11 a berbecului, care vorbește despre realizări, despre ceea ce las eu în urma mea. Până acum Pluto a pregătit terenul, da? A fost în casa 10, care vorbește despre menirea mea, despre profesia mea, despre contribuția mea în societate, pentru că fiecare dintre noi, evident, contează. Pluto aici vine și pune reflectorul pe statutul nostru social, pe cercul nostru de prieteni, pe activitatea noastră socială, pe realizările noastre, pe modul în care ne percepe lumea,
pe grupuri de oameni, de unde berbecului îi poate aduce putere sau ceilalți vor vedea în voi un lider, un conducător, îi veți inspira pe cei din jurul vostru. Pluto este o planetă a transformării, este o planetă a puterii. Acțiunile voastre vă vor impacta atât pe voi, cât și pe ceilalți, cât și lumea întreagă. Fiecare pe bucățica lui creează un întreg. Saturn a pregătit terenul pentru intrarea lui Pluto aici în casa 11-a, pentru că aici Pluto la nivel social va spune acum: cine este bun pentru tine rămâne, cine nu este bun pentru tine nu rămâne. Voi vă veți da seama de oamenii care sunt cu adevărat importanți pentru voi, de lucrurile pe care voi le prețuiți, de modul în care vreți să acționați în societate și de lucrurile care sunt cu adevărat importante pentru voi și de real interes. Este un sens al izolării în casa 12-a lui Saturn aici, care ne îndeamnă către introspecție, către muncă, muncă cu sufletul nostru. Pentru că dacă noi nu suntem bine, acest lucru se va reflecta din interior către exterior. Microcosmos, macrocosmos. Să vedem acum ce ne spun și cărțile. Mai voiam să punctez că Marte se află încă în Gemeni. Dacă au existat ceva impedimente la nivel de tranzacții, comerț, discuții sau neînțelegeri cu vecinii, cu frații, surorile, verii și așa mai departe, acestea se vor finaliza. Se așternă așa cumva un sentiment de bucurie, de liniște, lucrurile se stabilizează, mai ales că Jupiter și Venus se vor afla în casa întâi, de unde vor lăsa energia să lucreze și veți atrage bucurie în viața voastră. Chiar și creștere financiară, parteneriate de tot soiul, urcați cumva pe plan social, pe plan material. Va fi o lună foarte interesantă și țineți cont de faptul că Pluto va sta 20 de ani în casa voastră a 11-a, onoare, moștenire, ce încep acum? Sunt capabil să plantez un copac, chiar dacă știu că nu mă mai bucur de umbra acestuia? Să vedem ce ne spune și tarotul. Iubire. Foarte interesant. Saturn în casa 12-a pentru berbec acolo va pune reflectorul în primul rând pe iubirea de sine. În al doilea rând, pe o amintire pe care voi o prețuiți, dar pe care ați clasat-o foarte bine în sertarele ascunse ale subconștientului vostru. Pentru alții dintre voi va scoate la suprafață relația cu tata sau moștenirea voastră ancestrală pe linie paternă. Poate vă reconectați cu tata sau, dacă acesta nu mai este printre noi, vă amintiți de el și regăsiți în voi talente artistice care au legătură cu tata. Puteți descoperi acum că aveți talent la muzică, la desen, artă, pictură, poezie, să scrieți ceva care să rămână în urmă generațiilor următoare și așa mai departe. 28 este ca și când această iubire vă va face pe voi stăpâni pe planul material. Iubirea de sine va fi transformatoare. Următorii 3 ani sunt despre cât de mult vă iubiți voi pe voi. Cu cât veți lucra mai mult cu subconștientul vostru și veți înțelege mai mult lucrurile care se petrec în exteriorul vostru, cu atât mai mult veți urca spiritual. Și atenție că Pluto în casa 11-a vă va plasa fix lângă persoanele potrivite pentru ca voi să vă transformați. Fix lângă
Oamenii de care aveți nevoie în cercul potrivit vouă, pentru că Pluto vorbește despre transformarea sufletului, vrea menirea sufletului să se înfăptuiască aici, sensul vieții voastre. 33. Spectaculos. Foarte mulți dintre voi vă întâlniți maestrul, maestrul spiritual, sau veți fi axați foarte mult pe spiritualitate. Înțelegeți armonia, veți căuta armonia, vedeți care are pălăria pe ochi. Această pălărie se va ridica și va vedea frumusețea. Că cel mai important este să fii centrat, să ai rădăcinile bine plantate în pământ, să stai în viața ta concret și lucid în fiecare moment și în fiecare secundă, să fii conștient de mediul tău înconjurător, de oamenii pe care îi ai acolo lângă tine. Frumusețea vieții pentru voi va sta în artă. Veți găsi alinare în artă, terapie prin artă, în instrumente muzicale. Pluto guvernează Scorpionul. Scorpionul vorbește despre psihologie. Peștii sunt un arhetip al minții pierdute cumva. Vă puteți regăsi mental, vă puteți centra în viața voastră, vă puteți redefini, puteți renaște mai puternici ca oricând în următorii 3 ani. Schimbări foarte profunde se vor petrece pentru voi aici și pentru mine. Da, m-am pregătit. Iată tronul. Potențialul tău este nelimitat, nemărginit. Poți fi absolut oricine îți dorești să fii, pentru că oricum vei fi apreciat. Cifra 3 vorbește despre copilărie. Să scoți la suprafață traumele din copilărie. Energia masculină te va împinge să te echilibrezi. Tata. Ori ați avut un exemplu foarte bun în tata, ori a fost complet absent, chiar dacă poate a fost cu voi. Universul. 31. Suntem toți praf de stele. Suntem toți unul. Schimbările care vin sunt profunde. Și aici, această carte, vedeți, are în mână 4 stele, stabilitate. Și am cifra 4. Din copilărie și energia masculină. Dacă până acum în viața voastră ați avut obstacole, neplăceri, blocaje, acestea se datorează energiei masculine. Și mă regăsesc profund în situația aceasta și nu vorbesc despre mine aici. Vorbesc despre energia momentului, pentru că suntem toți aliniați la un ceas cosmic. Sau vă reevaluați copilăria și depășiți niște traume puternice aici. Universul vă răspunde, veți manifesta foarte ușor ce vă doriți, dar în acord cu legile universale. Dacă voi vă doriți ceva să se întâmple, dar lucrul respectiv nu vă servește bine lui cel mai înalt, nu se va întâmpla. Înțelegeți cât de profundă este toată această poveste? Se vor întâmpla cu Pluto în vărsător doar lucrurile de care noi avem cu adevărat nevoie. Dispar oameni din viața noastră, apar oameni în viața noastră. Oameni cu care noi avem aceeași direcție. Oameni care să ne ajute să ne susțină sau să ne ajutăm și să ne susținem reciproc pe drumul acesta al evoluției sufletului. Pozitivitate. Martie. Voința sufletului, leul. Veți străluci. 40. Va fi o lună foarte stabilă. Soarele și Dreamcatcher-ul. Saturn în pești. Să știți că vă va face și vă va da ocazia să interpretați foarte bine ce visați, să vă conectați cu strămoșii la un nivel mistic și profund, să vedeți semne, să vedeți sincronicități în univers,
nu știu, o mașină cu aceeași culoare care era preferata bunicului sau a tatălui sau a mamei. Înțelegeți? O structură care are legătură cu neamul vostru. Găsiți niște arhive vechi, niște documente vechi, agende, poze, etc., care vă vor redefini povestea de viață. Martie este o lună foarte bună pentru berbeci. La mulți ani pentru toți cei născuți în martie. 20 succes, balanța și cheia. La nivel de relații veți străluci. Cheia succesului în relațiile voastre este în voi, prin energia feminină. Veți crea, veți atrage oamenii potriviți vouă pentru a vă debloca energia masculină. Cumva ați trăit, pentru că berbecul este energie masculină, foarte mult timp în energie masculină sau aproape toată viața în energie masculină și de aceea ați avut piedici, pentru că energia feminină este cea care creează. 20. Și sunteți, ia uitați, 20 și 40. Jumătate de viață cumva v-a fost blocată sau acum și da, are sens. Pentru că ultima dată cred că Saturn a fost în Pești acum 29 de ani. De acolo au pornit toate. Ceva din ce ați auzit, ceva din ce ați făcut. Cu siguranță lucrurile acestea pot ieși la suprafață. Și am busuiocul pe care îl ador. Nu, am menta. Scăpați de dureri de cap. Menta este bună și ajută la dureri de cap. Ați avut un blocaj la nivel de relații, iar acum se deblochează. Ca berbec fiind, descendentul este în balanță, deci casa relațiilor este în balanță, de maximă importanță pentru voi aici. Să vedem ce spune și tarotul. Voi lua 5 cărți, pentru că avem 5 săptămâni. Foarte important, foarte interesant. Regele de spade, 5 de cupe, regele de cupe, 4 de cupe, regina de monede. În primul rând, foarte mulți dintre voi cred că ați fost crescuți în familii monoparentale și ați simțit lipsa unuia dintre părinți. Dacă nu, unul dintre părinți a fost foarte rece cu voi, iar voi acolo ați simțit această traumă de respingere pe care acum o puteți rezolva. Regina de monede este cea care se jertfește. Ați dus o luptă inutilă până acum, sau a fost parte din planul vostru de viață, pe care acum trebuie să o încheiați, să evoluați spiritual din toată povestea asta de aici și să urcați o treaptă la nivel social. În sfârșit să cunoașteți iubirea. Foarte mulți dintre voi nu v-ați permis să iubiți. Pentru că așa ați înțeles voi în copilărie. Și nu vorbim neapărat de mama, tata. Poate la școală nu erați copilul popular. Sunt fel și fel de chestii pe care mintea noastră le înregistrează. Ați rămas suspinând după o iubire neîmplinită. La nivel de relații aici. Suspinați după cineva cu care ați avut mai mult decât o atracție fizică și de o relație de iubire, mai mult o conexiune mentală, aproape telepatică, ca și când ar fi cosmică, ca și când v-ați fi simțit prin alte dimensiuni, care v-a respins sau cu care nu a funcționat relația. Și de aici v-a scăzut stima de sine. Pentru alții dintre voi văd că sunteți cumva prinși între două opțiuni și nu știți pe care să o alegeți. Este ca și când găsiți ceva bun în fiecare dintre ei sau dintre ele. Sau persoana la care voi vă gândiți a făcut acest lucru, a mai avut o opțiune și nu a știut ce să aleagă sau a ales cea de-a doua opțiune și pe voi v-a respins. Clarific aceste cărți. Pentru a avea 10,
Ca să vedem cum putem rescrie, cum putem reformula. Văd o conexiune puternică aici dintre semne de apă și semne de foc. Berbec rac cu precădere, dar nu numai. Berbec capricorn, foarte puternic. Berbec gemeni, foarte puternic, foarte interesant. Clar, dragii mei, unii dintre voi aveți o puternică influență din copilărie care v-a blocat succesul până acum. O traumă din copilărie v-a blocat succesul. Nu ați știut cui aparțineți. Ați înregistrat o traumă de abandon și de respingere care acum trebuie vindecată, pentru că aceasta v-a sabotat pe întreg parcursul vieții voastre. Am împăratul 6 de cupe, diavolul, faetonul și 4 de cupe. Este momentul să ieșiți din această traumă de respingere și să înțelegeți că viața voastră aici în planul terestru este una de succes și că este un lucru bun că existați. Punct. Universul v-a pus aici pe hartă pentru că sunteți importanți, sunteți o autoritate. Pluto în casa 11-a va face berbecul pentru următorii 20 de ani, un lider, o inspirație pentru ceilalți, o autoritate în grupul de prieteni, în cercul social, în cercul de prieteni, la nivel de umanitate. Energia voastră va avea ceva de spus. Apoi în relație, este momentul să vă vindecați, să vă puneți sub control, să vă recăpătați controlul asupra vieții voastre, pentru că va exista aici o senzație de reconectare cu cineva din trecut cu care ați avut o relație trecută de dimensiunea planului fizic. Deci aici cu diavolul și cu regele de cupe este ceva și cu șase de cupe de prin astral. Ne-am iubit în toate viețile, existențele și așa mai departe și vom continua să o facem și să ajungem la nemulțumire până în momentul în care unul dintre noi își va da seama realmente de acest tipar. Și apoi liberul arbitru va fi important dacă mai alegem să ne iubim sau nu. Ne atragem într-o situație de codependență. Pentru alții dintre voi trebuie să admiteți că sunteți puternici pentru că vă este frică de puterea voastră. Alții dintre voi vreți să înțelegeți de ce ați fost respinși sau de ce sunteți respinși, de ce nu puteți să cuprindeți cu mâinile ceva ce vă doriți, pentru că știți că omul la care voi vă gândiți acum are sentimente pentru voi și de ce acestea nu se concretizează și nu se materializează. Pentru că au o bază toxică, pentru că au o relație de codependență aici, pentru că au ceva care nu este organic, este un ciclu. Persoana la care voi vă gândiți, da, vă iubește, dar este un ciclu și un tipar repetitiv din care trebuie să ieșiți. Și apoi, cale liberă către armonie și către cuplu. Atrageți în permanență cu șase de cupe și cu patru de cupe sau ați atras de-a lungul vieții până acum persoane indisponibile emoțional sau parțial emoțional pentru voi. Vă iubeau, dar erau într-o altă relație. Sau vă iubeau, dar, nu știu, erau căsătoriți. Sau vă iubeau, dar plecau. Șarpele aici este un puternic simbol. Deci cartea aceasta, cum este ea făcută, este practic Pluto în Capricorn. Pluto v-a fost vouă în Capricorn în casa 10-a până acum. Menirea mea. Care este calea mea? Care este drumul meu în viață? Pentru că orice aș face, parcă nu sunt văzut, parcă îmi scapă lucrurile printre degete. Sunt mereu tentații multiple în viața mea. De ce mă încânt? Sau la ce mă uit și mă încântă în loc să-mi văd de direcția mea? De ce sunt atras de lucruri imposibile, poate? Trebuie spart tiparul acesta prin care mergeți către lucruri de neatins.
Mai iau niște cărți pentru că sunt berbec și pot și vreau să aflu. Patru de monede. Instabilitate. Pentru că nu a fost nimeni lângă mine în copilărie când eu aveam nevoie în acel moment să-mi spună că totul o să fie în regulă. Pentru că posibil unul dintre părinții mei, cel pe care eu îl vedeam ca mai apropiat de mine sau, mă rog, pe amândoi, în funcție de cum ați avut viața, nu îmi dădea atenție. Nu îmi dădea iubire, nu îmi împărtășea iubirea. Vedeți aici un fulger din relațiile voastre de până acum. Voi ați avut doar de învățat, ați întâlnit oamenii potriviți vouă care v-au adus până în acest moment pentru ca voi să evoluați și să vă vindecați și pe voi și neamul. Cu acordul vostru, să știți. Trei de monede, se deblochează situația. Trei ani. Stă Saturn, care este guvernatorul Capricornului. Aceasta este o carte de Capricorn în Pești. Și structurează, face curățenie acolo la nivel mental. Înțelegeți cum stă treaba cu iubirea și de ce vă este frică sau de ce ați atras mereu oameni fie închiși emoțional, instabil emoțional, fie indisponibili pentru parteneriat. Opt de monede. Trebuie să depuneți munca și să acționați. Să acționați, să reparați trecutul pentru ca lucrurile să vă ducă pe voi la 9 de monede. Martie acesta dă startul, dragii mei, următorului ciclu de viață pentru voi și pentru mine, să știți. 3 ani de acum încolo vom revizita, poate chiar vor apărea în viața noastră oamenii pe care i-am iubit foarte mult sau omul pe care l-am iubit foarte mult sau omul cu care am avut această conexiune foarte puternică, foarte puternică, aproape că nu se putea respira în lipsă, tocmai pentru a evolua și pentru a termina ciclul karmic care rulează aici și mă împiedică să am succes. Într-o notă pământeană așa, cineva apare din senin, începând cu luna martie a acestui an, 7 mai exact, și vă spune că vă iubește. Și nu vă va veni să credeți, pentru că este cineva pe care voi l-ați dorit foarte mult în trecut. Cumpătarea. Și va trebui să vă echilibrați, să analizați ce anume vreți să creați de acum încolo pentru următorii 12 ani. Pentru că Jupiter se află în casa întâi și Jupiter va amplifica întreg cercul zodiacal, face un tranzit prin toate semnele în 12 ani. 12 ani cu Jupiter, 20 cu Pluto în vărsător. Împărăteasa. Pentru că asta veți crea. Nașteți o nouă viață. Și nu-s cuvinte spuse aiurea, pentru că mă privește, știu ce spun aici. Nașteți o nouă viață, unele dintre dumneavoastră, doamnelor, copii. Copii. Nașteți o nouă viață. Mai iau, vă schimbați viața. Vă schimbați realmente viața. O carte așa, ca energie generală. Împământare și centrare. Saturn în casa 12-a peștilor va veni și va face curățenie și ne va întoarce cu picioarele pe pământ să știm cine suntem, că nu suntem definiți de nimeni altcineva decât de sufletul nostru care asta caută evoluție și autenticitate. Veți înțelege cine sunteți pentru a vă putea repara mintea la nivel de percepție, pentru a vă remodela
felul în care acționați, deprinderile comportamentale și așa mai departe, ca să aveți parte de abundență și de tot ce vă doriți, de relații și așa mai departe. Și iată că țiuie urechea. Saturn în Pești aduce o nouă viață. Din nou, Saturn în Pești și Jupiter în Berbec, în casa întâi. Aduce popularitate, foarte mare popularitate. Copii, atenție, puteți rămâne însărcinată sau dumneavoastră, domnilor, puteți afla vestea că veți deveni tătici. În egală măsură trebuie transformată, da, alchimizată trauma, integrată, vindecată. Regăsită bucuria vieții și puterea pentru că ați acționat dintr-un loc al cenușăresei, unde vi s-a părut că viața vi se întâmplă. Nu, noi facem viața să ni se întâmple. Sufletul pereche. Iubire, iubire așa cum vă doriți, vă reparați relațiile și manifestați în viața voastră omul de care aveți voi nevoie. În fiecare zi, ia uitați aici, diar, diario, din spaniolă, ziar sau în fiecare zi. În fiecare zi veți avea ocazia să vă transformați din... să vă transformați trauma, să vă vindecați trauma din ceva ce nu a funcționat, veți ajunge la castel, da? Pe tron, cenușăreasa ajunge să fie regină, da? Împărăteasă. Pe partea aceasta de plan social, trebuie să fiți înconjurați de morală, de valori, de concret, de cinste, să nu încălcați legile universale, nici pe cele lumești, pentru că e mai bine așa, ca să evitați conflicte. În egală măsură, acesta este un insecticid, da, spray-ul acesta, sau substanța aceasta, care omoară gândacii, da, energia joasă, din viața voastră, din calea voastră. Aici am ajutor. Veți avea în jurul vostru în următorii 3 ani alți oameni. Oameni cu influență sau oameni de la care să aveți de învățat. Atenție în cine vă puneți atenția. Atenție pe cine urmăriți pe media. Atenție în cine vă încredeți. Pe cine vă luați exemplu și model. Pentru că cei pe care îi admirați, cu aceia vă asemănați. Știți zicala, arată-mi cu cine te înconjori ca să-ți spun cine ești. Sau invers, arată-mi cine ești ca să-ți spun pe cine ai în preajmă. Aici mai poate fi un Radu. Aici mai poate fi un dar. Veți avea parte de abundență, da, în luna martie. Foarte important. Pe lângă faptul că acestea sunt inițiale de A-R-I. Arina, Ariana, poate unii dintre voi veți deveni celebri dacă sunteți cântăreți, veți, iată, chitara, veți cunoaște faima, veți avea un boom, așa, o explozie virală sau reală pe scena publică și veți cunoaște succesul. Veți retrăi. Posibil să atrageți pe cineva în viața voastră, clar, cu ușurință. Apare cineva, uite așa, pocnind din degete. Dar veți retrăi drama cenușăresei dacă nu conștientizați, dacă se repetă istoria, până nu vă asumați piața așa cum este ea și nu vă lucrați subconștientul și traumele. Pasiunea. Pasiunea este arzătoare. Atenție la foc. La focul cosmic, da? La energia masculină. Trebuie revizitat ce s-a întâmplat acolo cu energia masculină, mai ales în copilărie.
Aici unii dintre voi veți deveni cunoscuți, foarte cunoscuți în mediul online sau pe internet, sau foarte mulți dintre voi veți cunoaște oameni pe internet, grupuri de oameni pe internet, veți face terapii, chestii de genul acesta. Aici văd inteligența artificială și doctor. Cine știe, poate veți găsi un soi de tratament din acesta revoluționar prin care să vă vindecați de ceva anume sau veți absolvi ceva, da? Veți urca o treaptă la nivel social și veți căpăta un titlu, o certificare, recunoaștere și cam atât. Vă mulțumesc tare mult, dragii mei! Sper să vă fi fost de ajutor, să aveți o lună martie pe măsură. Da, va fi o lună pe măsură. Da, vor fi următorii 3 ani fabuloși. Vor fi de transformare, vedeți? Mai ales la nivel de relații, balanța, care de acum vor funcționa. Noi vom da tonul, dar dacă le conștientizăm. Vă îmbrățișez tare mult! Să fiți bine și sănătoși. Pa, pa!